Mă bucur că putem să începem un nou studiu în acest timp al sfârșitului despre educație. Și nu ar fi un subiect mai potrivit pentru acest timp decât acest lucru. Pentru că educația și mântuirea sunt aceleași lucruri. Când au fost scrise aceste lecțiuni, evident, când au fost scrise pentru timpul în care trăim, ele au fost scrise pentru timpul care l-am avut înainte de criză. De aceea va trebui să adaptăm lecțiunea la timpul nostru, pentru că altfel ce vom învăța dacă atunci când ești în sesiune, tu te ocupi cu lucrurile de bază, nu mai ajungi să treci examenul. Acum am ajuns în timpul, așa zis, a sesiunii și va trebui să dăm examenul final pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Avem astăzi subtitlul Educația în grădina Edenului și înainte ca să ne îndreptăm spre acest subiect, vrem să vedem educația în general. A fi educat înseamnă a învăța și nu înveți degeaba, ci înveți ca să poți acționa. Pentru că în acțiune îți îndeplinești scopul. De aceea, pentru a învăța, îți trebuie timp și îți trebuie o țintă. Și ținta este desăvârșirea. Noi începem să învățăm din nașterea din nou, pentru că ne-am născut în această minciună. Și în Ioan 3, când vine Nicodim, care era un om bun la Hristos, Hristos îi spune: Trebuie să te naști de sus. Cuvântul este de sus, pentru că, din nou, nu poate să fie de pe pământ. Biblia spune în Ioan 1, 12 și 13: Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, adică a lui Hristos, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Deci nașterea poate să fie doar de sus, din Dumnezeu, așa este acel lucru. Și când ne naștem, începem școala din minciună, din eroarea în care suntem și ținta o avem să fim copil de Dumnezeu. Adevărul să fie scris în inima noastră. Învățătorul este Duhul Sfânt care ne aduce viața lui Hristos în viața noastră. Acum se pune întrebarea, cum este învățatul? Ce linie am de aici până aici? Și mă bucur mult că în ultimele zile am descoperit această linie a învățăturii exponențiale. Adică sfințirea nu poate să aibă loc decât dacă este un proces exponențial. Așa este descris și în Marea Luptă. Vom ajunge la un punct în care nu vom mai putea întoarce când învățăm lucrurile repede. Merge încet, încet aici, și deodată mergi repede înainte și întrebarea se pune ce ne face să învățăm în mod exponențial, ce aduce ca curba aceasta care încet, încet, încet crește, deodată să o ia în sus. Și evident că ei sunt crizele, sunt dificultățile, sunt conflictele și sunt dușmanii. Ei ne aduc acolo încât să creștem în mod exponențial. Să ne vedem firea, să ne vedem situația disperată în care ne-am născut, și prin harul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să ajungem la credința de plină că suntem copil de Dumnezeu. Și, evident, când ajungi la țintă, trebuie să dai și un examen practic. Trebuie să dai o lucrare de diplomă. Dumnezeu, când ne verifică, nu ne verifică în mod teoretic, ci întotdeauna practic. Și care este lucrarea noastră de diplomă? Lucrarea noastră de diplomă este revelarea iubirii lui Dumnezeu, marea strigare a celor trei îngeri care va urma când am ajuns la desfășurare. Nimeni nu va primi ploaia târzie până când nu va fi ajuns la desăvârșire. Ea este dovada că suntem copii de Dumnezeu. Iată, explic acest timp în care vom revela iubirea lui Dumnezeu cu cuptorul de foc în Daniel 3. Acolo sunt trei iudei care nu se închină în fața acelui chip ridicat de nebucat Și ei stau în picioare și sunt părți, Și nebucat nețar îi pune în cuptorul de foc. Dar ce se întâmplă? Focul nu-i arde, nu-i mistrie, și când se uită, vede că mai este unul acolo, al patrulea, Domnul Hristos. Să știți, aceasta este perioada în care vom fi prigoniți, dar prigoana nu ne va distruge. Dumnezeu va lua privirea tuturor oamenilor care, acum și mai încolo, vor fi ațintiți spre acel chip să se închine lui. Când toți vor fi încercați să, să fie forțați să se închine acestui chip al fiarei, Dumnezeu va întoarce ochii întregii lumi. Către cei trei ai săi. Ei vor fi puși în cuptorul de foc, dar focul nu le va face nimic. Vor fura atenția chipului Fiarei, vor fura atenția omenirii, ea va trebui pusă asupra copilului Dumnezeu. Câțiva vom fi, nu mulți dar ajunge, pentru că vor vedea noi pe Hristos în, această, în acest cuptor de foc. Chipul fiarei va fi pierdut din privire până când fiecare își va lua decizia finală, uitându-se la noi, cum ne dăm lucrarea de doctorat sau de diplomă, cum vreți să o numiți, dar este una practică. Dumnezeu ne pune în fața leilor, adică în fața focului, în mijlocul prigoanei și prigoana nu ne va face nimic. Nu spun că nu vor fi martiri și așa mai departe, dar un martir stă pentru viața sa. Dar cei care vor fi sigilați pentru cei, care, cei 144.000 de mii, lor nu le se va întâmpla nimic. Și atunci când și-au încheiat lucrarea, privirea va fi din nou pusă în altă parte. Vă veni cele șapte plăgi. Toți spre Dumnezeu oamenii vor striga, dar va fi noaptea când nu mai poți lucra. Atunci doar trebuie să ținem tare ce avem până la sfârșit. Această fază o compar cu Groapa cu lei, în care Daniel, la sfârșitul vieții sale, la ultimului test, a pus, fost pus în groapa cu lei. Lei flămâns. dar el, nemai putând lucra, a fost închis acolo. Și tot ce avea a fost să țină tare de Dumnezeul lui, de care a ținut atâția ani. Aceasta va fi noaptea strâmtorului lui Iacov, va fi. Noaptea în care nu vom putea lucra, va fi noaptea în care nu vom mai avea ce să dăm nimănui, ci doar să ținem la ceea ce am avut. Va dovedi acest foc că suntem într-adevăr ai lui și nicio forță nu ne mai poate separa de el. Și atunci va urma revenirea lui Hristos. Edenul, pământul va fi restaurat și ne vom întoarce în Edenul de odinoară și îl vom vedea ca muzeu unde au fost părinții noștri și acolo unde ei au pierdut școala, acolo ne întoarcem noi la școală. Va începe o școală liberă care merge până în veșnicii. Incomparabilă cu școala pe care am avut-o până acum. Când părinții noștri au fost puși în grădina Edenului ca să fie administrator și să conducă pământul, totul era frumos. Ei vorbeau cu animalele, vorbeau cu plantele, ele le descopereau uh, tainele lor, spune acolo pana inspirată, și ei erau în plină pace și curățire. Și trebuia să învețe ca să își împlinească lucrarea. Mintea lor, Duhul lor, a fost făcut să aibă abilitate de învățare și de acumulare infinită. Pentru că a fost creat pentru veșnicie. Duhul omului avea capacitate să meargă, să acumuleze, să învețe și niciodată să nu obosească în ceea ce învăța și ceea ce putea face. Învățătorul lui era Dumnezeu și manualul. De învățat, era natura pe care Dumnezeu i-a pus-o omului la dispoziție. Putea să meargă fără încetare, însă Dumnezeu a pus un pom acolo pentru că exista deja acea luptă între bine și rău și a pus acolo un pom al cunoștinței binelui și răului. Și a zis: Dacă mâncați din acest fruct, veți muri. Dar dacă nu mâncați și mâncați din toate celelalte. Veți trăi veșnic. Deci ei erau la școală și a trebuit să dea examenul. Și iarăși era un examen practic, nu teoretic. Ce înseamnă să mănânci un rod? Pentru că, zice acolo, cunoștință? Adică nu știau ei că era răul deja în lume? Cum să nu? Dumnezeu le-a spus, îngerii i-au instruit și i-au spus să ferească să nu se apropie, că au un dușman care le poate întâlni numai la acest pom. Deci, pomul cunoștinței bine și a cunoaște înseamnă a prelua. Deci, devii una cu ceea ce ei. Deci, când mănânci un rod, un fruct, tu devii una cu el pentru că el este asimilat de trupul tău și unde mai este diferența? Acel rod îți dă putere. Și dacă este un rod rău, îți va lua puterea. Deci nu era vorba de cunoștințe, ci de experimenta rău, a prelua. De aceea în Ioan 7 se zice, aceasta este viața veșnică, să te cunoască, dar a cunoaște nu înseamnă a ști, ci înseamnă a prelua. Și dacă a prelua răul, Înseamnă să devi rău. Deci, Dumnezeu a vrut să-i apere pe oameni, nu să nu cunoască răul, ci să nu devină rău, să nu-l experimenteze, să nu-l preia. Pentru că n-ai cum, când mănânci ceva, să nu preiei. Și atunci ei au înțeles simbolistica, și totuși au căzut. E de nedescris cum au căzut, dar au căzut. Și au intrat în această minciună, din care n-ar mai fi ieșire dacă Dumnezeu n-ar fi avut un plan de scăpare. Ei acum fiind Dumnezeu, nu mai au nevoie de învățător Dumnezeu. Își rup conexia cu sursa cunoștințelor, cu sursa cu care ei erau legați, pe care, din care ei își acumulau, preluau adevărul și viața. Au fost schimbați în interior, acum nu mai aveau capacitate infinită, ci finită pentru că au devenit muritori. Și în loc ca acum natura să le fie manual de învățare, ei ajung să o distrugă, să o folosească pentru ei. Și atunci întrebarea se spune, cum poate omul să iasă din nou de acolo? Cum? Există o cunoștință cea mai importantă și mai greu de învățat și această cunoștință este cunoașterea de sine. Această idee că noi suntem Dumnezei ne-a luat capacitatea să ne vedem și numai prin Harul Dumnezeu putem să vedem că noi ne înșelăm singur din cauza acestei minciuni înăscute care noi de multe ori o negăm că ar exista în noi. Dar fapte noastre dovedesc cum putem ajunge la această cea mai grea de învățat cunoștință? Avem nevoie de oglindă. Oglinda pentru trup este oglinda, cum o vedem. Ne vedem în ea, ne, ne spune exact ce se reflectă în ea. Dar ce este, care este oglinda pentru spirit? Evident, este adevărul și adevărul cunoaștem cu toții, este legea de bază. Nimic nu poate să existe sau funcționează de la sine, și nimic nu poate face ceva pentru sine. Dacă această lege nu cunoaștem, dacă această lege nu o înțelegem, nimeni nu ne va putea îndrepta să cunoaștem nici pe Dumnezeu, nici pe noi. Această lege este îndreptarul spre Hristos. Ea nu ne mântuie, ea nu ne poate schimba, așa cum oglinda nu schimbă ce se reflectă în ea. Așa nici legea nu poate să schimbe ce se reflectă în ea. Legea ne arată starea noastră în care suntem. Și această lege este ceea ce trebuie să o cunoaștem. Fără ea, nu avem scăpare. Și din cauza că nu cunoaștem această lege, pentru că ea este singurul dușman al satanei, nu are altul. Pentru că știe că această lege i-ar descoperi nu o minciună, ci toate minciunile. Dar suntem foarte înceți la învățat. Dar recunoaște minciuna a te vedea pe tine, încă nu înseamnă că ești schimbat. De aceea ne va trebui o viață nouă, cum am văzut la început, prin care să ajungem la desăvârșire, să nu mai trăim viața noastră, ci viața lui Hristos. În acest trimestru vrem ca să învățăm și vrem să învățăm un lucru important și multe lucruri importante, dar vrem să ajungem și la ultima lecție pe care trebuie să o învățăm înainte de examen. Știți că orice educație, orice învățământ are o, o învățare treptată. Da? Deci, încep cu A și ajungi la Z. Deci, care este ultima lecție pe care trebuie să o învățăm înainte să dăm examenul? Ca să trecem examenul. Noi știm cu toții. Că din cauza minciunii în care ne naștem, noi ne învârtim în jurul nostru. Dar Dumnezeu ne-a creat în Duhul nostru cu nevoi absolute, libertate, iubire, dreptate, adevăr. Și ori de câte ori vedem minciuna, o vedem, în ciuda minciunii, în afara noastră, putem vedea foarte bine, nedreptatea. Ne este antipatică. Iar Biblia spune: Urăște răul și iubește dreptatea. Deci Dumnezeu ne-a făcut așa. Însă acum, dacă tu ai în Duhul Tău, în, avem în Spiritul nostru o nevoie absolută de dreptate și neprihănire, și avem însă minciuna. În noi, care ne împinge, minciuna aceasta ne va face să folosim binele rău. Și a folosi binele rău înseamnă a aplica binele sau a încerca a face binele prin forță. Ultima lecție pe care trebuie să o învățăm înainte de examen. Și sunt convins că este ultima lecție. Este să evităm păcatul lui Moise. Moise a fost omul lui Dumnezeu. 40 de ani a dus poporul în pustie și n-a păcătuit, scrie spana inspirat. Iar acum la sfârșit de drum, Moise este pus la încercare. Servul lui Dumnezeu trebuie să mai treacă un examen. Ultimul examen care l-ar aduce acolo, să nu vadă moartea niciodată și să intre în Canan, să ducă Poporul în Canan și de acolo să-și schimbe domiciliul în Cananul Ceresc, în Edenul Pierdut. Dar trebuie să treacă examenul. Dumnezeu, pentru că deja au ajuns într-un loc unde era destulă apă, oprește apa din stâncă. 40 de ani ei au avut apa cu ei la dispoziție, în mijlocul pustiului, ei nu, lor nu le-a lipsit niciodată apă, pentru că stânca mergea cu ei oriunde mergeau și ei. Și era un fluviu de apă, cred că țâșnea apa din el enorm, ca să Satisfacă și animale, și oameni. Un singur izvor. Trebuie să fie o presiune acolo și un debit puternic. Dar această stâncă se oprește să mai dea apă. Și poporul murmură, și vine la Moise. Și Moise se roagă la Dumnezeu, și Dumnezeu îi zice: Du-te, mergeți, adunați-vă în jurul stâncii și vorbește cu stânca și va da apă din nou. Și Moise, pentru că știe situația poporului, îl cunoaște și pe Dumnezeu și pe popor. Și el știe că păcatul i-a dus în pustie. Și acum zice: Suntem la intrare în Canan și poporul acesta din nou păcătuiește. Ce mă fac? Că poate trebuie să mergem înapoi. Iarăși nu intrăm în Canan. Și atunci, Moise. Când vede necredința acestui popor și când îi devine frică că n-ar putea să intre nici acum, el, obosit de a mai merge încă o dată înapoi, nu este atent și din el iese firea păcătoasă. printr-un nimic tot. Doar se mânie. Dar mânia aceasta îl face să facă ceva necontrolat și anume să dea de două ori în stâncă. Ceea ce înseamnă să-L tăgăduiască pe Hristos. Dacă Moise ar fi vorbit cu stâncă, dacă Moise n-ar fi vrut el cu puterea lui să schimbe acest popor, el n-ar fi văzut niciodată moartea. Cailie, care a fost luat la cer, și Enoch. Dar astfel, el a murit, Dumnezeu i-a iertat pentru că n-a făcut-o premeditat și și-a dus aminte de el să-l ia din mormânt mai repede, pentru că așa este Dumnezeu. Bun cu servicii săi. Dar n-a putut să-l ierte. Sau adică n-a putut să nu că de era n-a putut să nu facă să moară în pustie din cauza și el și Aron au murit în pustie din cauza acestui păcat mic. Planistul zice i-au ieșit niște vorbe. Iubiților, cea mai grea lecție de învățat și ultima este să nu încercăm să eliminăm nedreptatea cu forța. Poate ați văzut că în ultimele luni de când am intrat în această criză am fost mai frământate cât înainte. Și că am fost așa nu este neapărat rău pentru că trebuie să te adaptezi la situația care vine. Nu poți să rămâi așa. Însă am căzut în această ispită de a forța binele asupra altora. În primul rând, am văzut că n-aș fi îngăduit lui satana și a oamenilor să aducă această criză. Știind că totul este o minciună și bazat împotriva legii, îți dai seama, cel care nu știe e în ignoranță, nu are niciun conflict. Poporul care a căzut înaintea lui Moise, adică care era un păcatul acela puternic de murmurare, nu își vedeau problema, pentru că se vedea în drept. Erau ignoranți. Moise, care avea lumina și vedea ce se întâmplă, s-a speriat. Să știți că ăla care nu știe despre ce este vorba, n-are cum să fie ispitit să elimine nedreptatea cu forța. N-are cum. Dar când vezi, poți fi ispitit. Da, nu le-aș fi îngăduit. Nu le-aș fi îngăduit guvernului să dea aceste măsuri. Nu le-aș fi îngăduit să, pună, să ne pune măști sau toate astea. Dumnezeu m-a învățat că este în planul lui așa. Și în ciuda faptului că știu că este în planul lui să fie așa, ca să iasă tot ce este în om, în mine firea păcătoasă se înfige împotrivă. În Dar mă bucur că o văd și am declarat război, și sper că deja am tăiat mult din ea. Însă ce m-a lovit mai mult, și unii dintre voi au observat și chiar mi-au scris. Și apreciez pentru toți cei care îmi scrie și văd când greșesc undeva ceea ce m-a lovit și mai, mare, mai mult a fost biserica mea, pe care nu o urăsc, ci o iubesc, pentru că m-am crescut în ea, m-am am, -am identificat cu ea tot timpul. Să văd că biserica mea face exact ce face și lumea. Să văd că ei prezintă în programele lor aceeași ideologie falsă a teoriei evoluției. Să văd cum colegii mei medici din adventiști stau acolo și prezintă și pune poporul la frică, mai indignat puternic. Și cred că indignarea nu este încă păcat. Păcatul apare atunci când vrei cu forța să-i schimbi. Când în tine însuți simți presiune, atunci este păcat. Să știți că nu i-aș fi îngăduit pastorul nostru să nu mai întinde mâna la biserică. Nu i-aș fi îngăduit pastorul nostru să dea sfânta cină numai cu mască. Să le spună oamenilor, doar câteva minute sau secunde până veniți în față, vă luați pâinea și mergeți înapoi pe scaun și după aia vă luați masca jos. Ce vă costă? Atâta mărșăvie mă indignă să se duci biserica lui Dumnezeu mă face să mă supăr. Că văd nenorocirea nu este păcat. Dar că n-aș îngădui-o, este păcat. N-aș fi îngăduit conducea bisericii de sus, de la Confesia Generală până jos, să pună în practică frica și să facă din un vaccin o soluție de salvare pentru sănătate. Să știți, ce care Cred și mă acuză că aș acuza sau aș ataca biserica. N-am făcut-o niciodată. Pentru că o iubesc. Dar unde am greșit a fost că aș forța-o să facă binele. N-am greșit ce am spus. Am greșit doar. Cum am spus, ceea ce am predicat e adevăr pur, dar felul cum am făcut-o este greșit, adică agresiv și cu un spirit asemănător al lui Moise. Moise a avut și experiența mâniei, cum să zic, sfinte când a rupt cele două table de piatră. Eu încă n-am experimentat mânia aceasta sfântă, pentru că văd cum în mine am acea presiune nesfântă, care n-ar îngădui, dar mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a descoperit aceasta. Încă nu sunt gata, dar vreau să o depășesc. Nu vreau să mă opresc, să știți, să strig cu trâmbiță tare, și să arăt păcatele din Israel. Aceasta îmi este datoria ca serva lui Dumnezeu. Pentru că așa mi-a spus Dumnezeu, strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vorbește poporului meu, negelegiurile lui, case lui Iacov, păcatele ei. Nu am să mă opresc să fac acest lucru. Dar unde vreau să mă opresc, este să vreau cu forța să-i mântuiesc sau cu forța să-i schimb. Mă bucur că mai am colegi pe aici prin, prin, prin Scriptură, chiar ucenicii lui Hristos, care atunci când li s-a interzis să treacă printr-un sat, ei s-au supărat și a zis, hai să lăsăm foc să cadă jur. Așa, ăsta Ăsta e felul meu de a fi, să știți. Vezi imediat nenorocirea, vezi neadevărul și imediat ai acțiunea greșită din firea păcătoasă. Și vreau să scap de ea. Mulțumesc că și David avea aceeași fire și mă încurajează că și el a scăpat de ea și și Asaf în psalmul 73 își descrie lupta internă, nu externă. Lupta internă care zice, da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Ce introducere! Iubiților, când vom fi cu inima curată, spunem adevărul pe nume, stăm și ne dăm viața pentru adevăr, dar nu a mai avea în vocea noastră forță sau să vrem să eliminăm răul, pentru că aceasta este satana. Va trebui să devenim blânzi ca Hristos, tare în ce spunem și totuși liberi în a nu forța răul. Totuși era să mi se îndoaie piciorul. Și era să-mi alunece pași. De ce? căci mă uitam cu la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Vă place când cei răi au succes? Mie nu-mi place. Dar în versetul 21 zice, când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie. Nu știu dacă v-ați simțit vreodată așa, eu m-am simțit în zilele acestea mult, în aceste luni. Eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc înaintea ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Și în versetul ultimul zice, Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrurile tale. Și în psalmul 37, David spune același lucru, care e tot așa mângâietor, zice așa, nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, căci sunt cosiți iute ca iarba și se vestezesc ca verdeața. Și versetul 7, tace înaintea Domnului și nădăjduiește în el, nu te mânia pe cel ce izburește în umbleletele lui, pe omul care își vede împlinirea planului lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțeala, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce ne dăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara. Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Iubiților, nu știu cum vă merge vă, dar eu fiind un om al publicului, așa sunt cum mă prezint. Mai am o problemă de rezolvat. Poate sunt mai multe, dar aceasta este una care trebuie neapărat să o rezolv în mod definitiv. Am mers așa în valuri, câteodată mergea foarte bine, dar altădată mă indigna puternic. Mă lua prindea mânia. Și doresc să o depășesc. Acest lucru din mine trebuie să dispar. Va trebui să spun adevărul ca Hristos. Va trebui să plâng și să spun Ierusalimului, păcatele Lui, așa cum a spus-o și Hristos. Dușmanii bisericii nu sunt cei care spun păcatele ei, ci dușmanii bisericii sunt aceia care vor să moșamalizeze totul și cei care vor să apere instituția și nu poporul divin. Aceia sunt dușmanii lui Dumnezeu. Pavel a zis galatenilor: Am devenit dușmanul vostru că v-am spus adevărul. Nu să știți. Prin harul lui Dumnezeu Întotdeauna vreau să arăt, pentru că așa am fost chemat, că răul trebuie arătat că e rău. Păcatul nu are voie să fie ascuns în biserică. El trebuie făcut fățiș pentru ca oamenii să se poată pocăi, dacă mai este posibil. Însă, va trebui spus: Fără ca să ai în tine în vocea ta agresivitate și forță. Adică să nu îi dai voie. Lasă mânia, părăsește-ți Nu te supăra că și supărarea duce numai la rău. Aceasta mi este dorința, aceasta va fi lupta pe care trebuie să o dăm în aceste ultimele zile și aceasta va fi lecția care trebuie să o învățăm. Și sper, în aceste studii, o vom învăța și vom ajunge la desăvârșire, în care răul nu ne va mai putea face rău. Amin.